Ostruga este cel mai frumos dintre studionii pe marini pe care avem noi, care vin să se reproducă în Dunăre. La Păstrugă s-a păstrat cea mai mare diversitate genetică încă. Asta se explică și prin faptul că Păstruga are cea mai mare diversitate de locuri, de habitate pe care se poate reproduce. Observațiile noastre de la kilometru 123, unde noi monitorizăm pui de sturion care călătoresc din Dunăre, din locurile de unde s-au născut spre mare, au arătat că, spre deosebire de Morun, în care puii de Morun care sosesc în cârduri sunt din ce în ce mai mari când ajung aici, deci s-au născut deodată și pe măsură ce ajung sunt mai bătrâni și sunt mai mari în lungime și în greutate. Puii de păstrugă sunt mari la început, după aia vin alții mai mici, înseamnă că s-au născut după cei pe care i-am văzut prima dată și înseamnă că la păstrugă există reproduceri succesive, care sunt diferiți genetic de primii. Sturionii sunt cunoscuți că au în rostru, în partea din fața capului, organe electrice specializate care funcționează ca un sistem de detecție cu care caută zonele bogate în faună de fund, după aia vin cu gura și gura are un sistem de pompare și absorpție. Gura propriu-zisă este protractilă, se mișcă. Varietățile de păstrugă se pot recunoaște și după coloritul diferit al părții inferioare, deci ventrale, în zona cefalică, în zona capului, care are fiecare rasă, să zic, fiecare varietate de păstrugă are o colorație caracteristică, foarte diferită una de alta. Păstruga se hrănește toată viața numai cu faună de fund. Asta o face și cea mai vulnerabilă la poluarea sedimentelor în zona unde trăiește fauna de fund. Păstrugile sunt cele care au cea mai mare bioacumulare de metale grele în țesuturi, în ficat, în rinichi, chiar și la unele exemplare în mușchi. Asta se întâmplă din cauza faptului că intră mai frecvent în Dunăre. Dunărea e sursa de poluare, sedimentele din Dunăre iernează în gropi, se alimentează cu râme care sunt contaminate de mâlul în care trăiesc. Este deja cunoscut faptul că foarte puțini pescari, mai ales bărbații care merg la pescuit, ajung la vârste înaintate. Și cred că la nivelul județului Tulcea, statistica medicală arată că unul dintre cele mai mari incidențe de cancere se găsește în comunitățile de pescari din Delta Dunării, mai ales la bărbați. Delta Dunării, paradisul aproape pierdut. Un proiect Salvați Delta, în parteneriat cu Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu.